بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دع بتمن Pase proaste, autobloc, bară, jucători cu plumb în picioare. Nu am înțeles nimic din weekend league-ul ăsta. Băi, ce-i drept, mi le-am jucat prost. Mi-am jucat foarte prost meciurile, nu contest acest lucru. Sâmbătă n-am jucat deloc, iar pentru dimineața asta, pentru dimineața de luni, am lăsat 19 meciuri. Nu puteam să cer un rezultat prea mare. Am avut totuși în dimineața asta 7 victorii din 19 meciuri. Ceea ce îmi arăta că aș putea să fac cu ușurință gol 3. Aș putea! Am închis stream-ul de nervi la 11 victorii, cu încă 12 meciuri jucate. Am închis stream-ul la 11 victorii, rămânând încă 12 meciuri nejucate. Deci în următoarele 8 meciuri am reușit să câștig doar 4. Dar asta nu e tot! Asta nu e tot. După stream am zis, hai că încerc. Am încercat. La meciul de rank mi-a dat să-mi ajungă. Atât s-a putut, atât a vrut. Nu m-a lăsat. Aia e. Joi ne vedem doar cu un Silver 1. Mai revenim cu picioarele pe pământ. Până atunci am o surpriză. Am niște pachetele. Avem aceste 3 pachetele, dintre care unul este 86+, dar avem aceste picuri, aceste 9 picuri pe care vreau să le deschidem acum. Nu mai sper la nimic, nu mai îmi pasă de nimic. Vreau să... Ok, avem un food birthday, Hang Hee-chan. Tocmai zicea cineva pe stream că îl vrea pe Hang Hee-chan. Well, sorry mate, n-are skill moves, are doar 3 skill moves din păcate. Mă deranjează faptul ăsta, da, e un food birthday, random prins. Mohamed Salah, oh Salah, 81+, ok, in wow. Nelson Semedu, bun. Rodrigo, bă, mi-a dat Hang Hee-chun și Salah. Mi-a dat random Salah. Brozovic, Lacazette sau Keita? O să iau Brozovic. Ok, încă un pic, Zapata. Hai să vedem, în 81-87 ăsta dă ceva? Regulion. Well, bă, s-a meritat, random Salah. Can't complain și Redmond special. O să-l iau pe Redmond, doar așa. Și ultimul pic, un Odegaard. Nu e atât de rău. Mai avem și 3 pachete, avem un 75+. Să vedem de aici ce putem primi. Nimic. Avem 2 rare player spec. Nu este o caut, bineînțeles, nici măcar board. Nici măcar board. Și pack-ul de rezistență, 86+. Avem un Ansu Fati aici. 86+, 2 jucători de 86+. Este walkout, nu este special sau ceva, incredibil, nu pot să cred că mi-a dat din nou Salah. Băi, deci pur și simplu e bătaie de joc, nu ai cum să-ți bat joc de așa ceva, la pic mi-a dat Salah, acum îmi dă iară Salah, untradeable. Bun, sper să iasă un SBC. As soon as possible. Și Henry Kane. Ok, 90-88. E ok. Dar sper să iasă as soon as possible un SBC ca să pot să-l bag pe Salah, să nu-l pierd chiar așa aiurea. În ceva de aici n-am în ce. În ceva SBC de aici nicio șansă. Da. Minunat Weekend League, minunat pe copă. Nu mă pot plânge. 2 Salah, Henry Kane și acel Hing Chung Chan, e ok. Episodul de astăzi are 3 părți. Rezumatul, pack opening-ul și acum vine bonusul de draft de luni seară. Hai să vedem ce am făcut la draft. Bun, hai să facem draftul. 5-3-2, 4-2-3-1, 4-1-2-1-2, 5-1-2-1-2, 3-4-1-2. Nu am în nicio formație, în afară de asta cu 3 fundași, nu am în nicio formație benzi. Aș merge pe ceva cu 2 atacanți. Da, merg pe 5-2-1-2. Dacă atâta ne-a dat. Și începem cu Neymar. Dacă le iau pe Neymar, mi-l pune bandă.
Da, trebuie să le iau pe Neymar, n-am cum să iau altceva aici. Mergem mai departe. L-avem pe Cristiano in form. Ok, foarte bun. Excepțional, aș putea spune. Al doilea atacant, o să le iau pe Verdi, că se leagă. CAM-ul, Bruno, team of the group stage, e ok. Da, acest Bruno chiar e ok. Bam, 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 nimic, absolut nimic. O să le iau pe Barak, măcar e Cristiano în 10. Pogba, da. Da, perfect. S-a nărfuit? Nu se mai dau legende? Nu mai pică legendele în prăstie? Se pare că nu avem parte de drafturi normale. Mult prea normale. Intră Lala, numai bine face cu Pogba acolo. Da. Varani, Fabinho, Walker. Opa, o să vină Walker aici. Nice. Aici ar trebui... Nu mi-a dat nimic. Ar trebui, dar nu mi-a dat. O să iau ăsta, că se leagă măcar cu Varan. Iar aici... Wow. O să iau Hernandez și vedem momentan așa. Ok. Mane cu Hunter. Ok, da. Mai bine Mane cu Hunter. O să iau Lukaku. Salah, Tadic, Aubameyang, băi, Aubameyang și lejer în locul lui Lukaku, Aubameyang. Chiar s-a legat acolo bine, partea aia dreaptă e foarte, foarte ok. Salah, Trossard, Salah în formă asta, nu-mi vine bandă nimic. Bun, Luke Shaw, perfect, aia e, aș fi vrut să-l iau pe Alan, dar Luke Shaw intră foarte bine aici. Hazard, James, wow, superb. Oricum pe Cristiano nu-l scade. Așa. Magnific e James-ul ăsta aici. A intrat magnific și așa. Da, e bun acolo momentan. O să iau Marez. Nimic. O să iau Orsic. Ok. Marcos Llorente, rămân. Neuhaus. Ce mai aici? Dar n-am ce să fac cu el, n-am unde să-l pun. Henderson nici el nu. Se iau Reina. Ok, Kimpembe. Dar nici ăsta nu se leagă. Sau Sar. E, dacă iau Cancelo, aș putea să fac asta. Tot acolo, așa-i? Absolut tot acolo, nu-i nimic mai bun. Impecabil, oricum n-aveam ce să iau. Vedem dacă mai vine aici un fundaș. Pepe sau Thiago Silva. Se iau Pepe-ul ăsta, ca așa. Și Martinez în poartă sau Areola. Yes, Areola. Dacă era Areola de la Fulham, era excelent. Bun, ca așa. Tot un 91, nu prea am ce să pun. Ca să... Cam ăsta-i. Băi, cum arată draftul ăsta acum fără niciun icon. Wow. Singurul care se potrivește e Pepa, care e de lui Cristiano. Și facem un 92 chemistry cu 87 team rating. Ok, greu, foarte greu. Cred că dacă luam 5-3-2-ul altfel, cred că era un pic mai mare chemistry-ul. Avem și primul adversar, care bineînțeles că are Icon, Garincha, Grasu, Hazard, Pogba, De Jong, Laporte, Van Dijk, Rule Breaker sau Record Breaker. Începem din nou aceeași poveste. Dar hai să încercăm, ce pot să zic. Bine, absolut superb construit, absolut superb construit, wow, wow, cât de bine am construit, cât de bine am construit. Ce aș putea să fac, aș putea să-l bag pe Cancelo în locul lui Shaw. Aș fi făcut o schimbare direct omul nostru, n-avea o echipă bună, acum cu schimbarea asta a intrat Fati în locul lui Hazard. Prea simplu,
prea simplu. Bine, Bruno. Bine, Bruno. Bine, să nu ne luăm în cap, că de la 2-0 s-au mai întâmplat minuni, ci de la 3-0 și de la 4-1 și de la multe, multe scoruri. Nu știu de ce stau invers, dar ok. Ideea e că Ronaldo ar trebui să fie pe partea alaltă. Bună pasa către Neymar. Tic, tic. Nu cred că nu a făcut. Ok. Stai că ne revenim, că e 3-0. Stai liniștit. Bine. N-am înțeles de ce nu a funcționat acolo. Nice, 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 nice. Foarte nice. Foarte, foarte nice. Nu iasă. Face schimbare cel mai probabil. Facem și noi schimbare. Îl scoatem pe Pogba. Îl băgăm pe Marez, îl coborăm pe Neymar Ciame, îl trecem înapoi pe Ronaldo pe stânga și Marez pe dreapta. Dă Marez, doamne, Salah, scuze. S-a terminat, dacă ajunge, da, facem cu tâc-tâc. Bine, Salah. Ok, surprinzător că a fost atât de ușor meciul ăsta, dar hai să mergem la meciul 2, că wow. Ok, o a doua echipă din nou cu Garincha, Mbappé, Cavani, Pogba, Goretzka, Hummels. Ok, o echipă mai decentă, AC Milano. Hai să vedem ce reușim împotriva echipei astea. Mamă, ok. O diagonală exemplară, sincer. Nu, nu greșim așa, nu. Bine, Ronaldo! Din nou, bă, Alisson ăsta. Foarte bine, că trebuie Meang, roșu, direct, roșu, foarte bine, exact. Verde, gol! Bine, Bruno! Foarte bine, foarte bine. Ce lovitură! Frumos. Hai, Aubameyang. Bine, hai! Ronaldo bubuie 2-1. Perfect, perfect. Perfect. Ronaldo, finez? Bine, 3-1, 3-1. Se poate să câștigăm două meciuri. Se poate să câștigăm două meciuri. Ok, braziliana. Și nu-i nimeni, și nu-i nimeni. Du-te, Aubameyang. Hai, trebuie să iasă și el. Portarul a ieșit, lobăm. Foarte frumos. 4-1. Și avem rage quit în meciul 2. Avem rage quit în meciul 2. Frumos. Ne îndreptăm spre meciul 3, dar vreau să văd libera lui Bruno din minutul 15. Bine, chiar dacă minutul 15, dar a fost bătută senzațional. Senzațional a bătut-o Bruno. Nu cred că putea să o scoată nicicum. De sărit a fost perfect la vincul lângă bară, nicio șansă. Excelent, excelentă, libera bătută. Cu siguranță s-a simțit foarte mult omul ăla în minus, dar, na, aia e, n-avea ce să intre așa acolo, era minutul 14, chiar dacă dădeam gol, avea fundașul, plus erau doi fundași lângă jucătorul ăla, deci n-avea de ce să-l rupă în așa hal.
mergem și la jocul numărul 3, unde din nou dăm de un icon, însă aici Ashley Cole pe poziția de CM. O echipă mai decentă și asta, iar îl are acolo pe Haaland ST, dar e doable. Nu vreau să vorbesc prostii, dar e doable. Doamne, iar începem. Cine a intrat acolo? Neymar? Cine a ieșit? A ieșit Kulusevski. Au intrat Kulusevski și a intrat Neymar în locul Wilson și Lozano în locul McAllister. Ok, bine. E bun. Tipul ăsta e bun. Și din nou am început cu un 1-0. Ce, l-a scos și pe Haaland? Sau mi se pare mie? Incredibil. Jucăm pe două viteze diferite, adică nu e imposibil să fac ceva. Bine Ronaldo, bine Ronaldo, foarte bine a intrat acolo Ronaldo. Nu pot să fac nimic, na. Ce pot să mai zic, că nu se mișcă. Și da, primele două meciuri le-am câștigat că au fost slab, dar uite, unul un pic mai bun, în momentul în care eu nu pot să dau două pase unde vreau eu, deci două pase consecutive nu au mers exact unde am vrut eu. Atac, nu pot să zic, atacă bine. Știe să folosească skill moves-urile. Degeaba. Foarte, foarte bine mișcă pe spațiu mic. Asta a fost cu Laporte, ne-a dat așa gol cu Laporte. Uite-te la... N-am înțeles ce-a făcut Salah acolo, de ce nu... Bine, Ronaldo! Dar n-am înțeles, Salah, de ce s-a oprit în mijlocul ranului? Ce s-a întâmplat acolo? Aia am câștigat două meciuri, 5-1, 4-1, am pierdut 2-6. Ce pot să spun mai mult? Un Jumbo Premium Gold Pack și un Premium Gold Players Pack. Băi, bun Premium Gold Players Pack-ul ăla. E așa, decențel pentru două victorii. Să vedem în primul pachet dacă avem ceva. Avem absolut nimic. Absolut nimic. Este nici măcar board down. E Hernandez. Am și jucat cu el, nu? L-am avut fundaș central. De aia Bayern, 82. Cruze, Pepe. Acolo, cât să nu ne plângem. Și Prime Gold Players Pack, 12 jucători, 3 rari. Niciun knockout. Avem board? Nici măcar board. Superb, superb. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, aveți link-ul în descriere. Mergeți, dați acolo un follow, apăsați aici un like, dați un subscribe și până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao! Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, da bătămen.